dată studentă la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Fiind atrasă de muzică, deoarece și tatăl meu a cântat la acordeon și fratele meu la trompetă, am absolvit și Școala Populară de Arte între timp și Liceul de Artă și acum la facultate. Copilăria mea a fost foarte frumoasă, deoarece a fost îngrijită de bunicii mei care m-au învățat să mulc vacile pe la 16 ani. Părinții mei lucrau și lucrează în continuare și eu rămâneam acasă, aveam grijă de animale. Mă urcam cu fratele meu în căruță, cu calul, și ne trimitea tata să aducem lucernă. Fratele meu, țin minte că el cosea și eu adunam cu grebla și încărcam și ne mai băteam pe de câmp și mai cântam și iar ne băteam. Țin minte lucrurile acestea. Era frumos. După aia am plecat și nu mi-am mai continuat copilăria. Jos în lunga prutului, aur glasul cupului și trișca șobanului. Frunze verdea pomului, jos în lunga prutului, aud glasul cupului și trișca șobanului. Șobanaș din frondura, cine-o furat inima, iarna pila șezător cu fete și cu fișuri. Șobanaș din frondura, cine-o furat inima, iarna pila șezător cu fete și cu fișuri. De frondura lasă pe odată cât dragostea el ne-o poartă, dar o mândră gândurelii știu că plus dragostii mele. I-a spus badea nu odată cât dragostea el ne-o poartă, dar o mândră gândurelii știu că plus dragostii mele. Eu pe următorul lui voi duc și la stâna lui și acolo te vă găsesc, în prutam s-o răpăresc. Eu pe următorul lui voi duc și la stâna lui și acolo te vă găsesc, în prutam s-o răpăresc. Uite și apa mai mică, bună seara, Roxana! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai venit la Vedeta Populară! Mai ai opinciile de la tata? Au rămas mici, dar le-am. Și pe acestea cine ți le-a lucrat? Le-am cumpărat. De unde? De la târgul de la Popovuți. Deci există în continuare, acolo în zona la tine, oameni care fac asta. Da. Bun, bun, foarte frumos, foarte frumos. Auzim! Niculina Stoican! Eu aș vrea să-mi spui dacă ești un picuț răgușită. Puțin și de la emoții. Cred că mai ai un picuț de aprofundat anumite lucruri. Mă refer la glasul tău, care este destul de în forță, destul de puternic și pe care trebuie să-l cizelezi, să-l înveți să te asculte. Îți doresc succes. Mulțumesc. Mulțumim. Cornelia? Tu când vii să cânți, trebuie să fii lejeră. Da? Să nu te temi de nimic, să nu te constrângă absolut nimic. Ai cu ce. Mulțumesc. Mulțumim. Mircea Dinescu, vă rog. Ciobanul ăla care e prezentat de tine drept un gigolo al satului, care toate fetele se îndrăgostesc, nu mai există în realitate. Acum ciobani, eu tot merg pe drumurile patriei noastre, sunt cei mai amărâți oameni. Nu sunt niște ciobani aia... Nu sunteți la curent, domnul Dinescu, iertați-mă. Ciobanii sunt... Eu nu vorbim despre proprietarii de oi, care nu sunt ciobani, de fapt. Ba da! Ba da! La Sibiu! La Sibiu, dar stați puțin aici. Cioban, nu, are. Dar cei care merg cu oile la păscut în general... Bine, vorbim de cei care, da, poate că au două, există trei, cinci. Există o mitologie. Asta da, exact. Nu, mai, nu e adevărat. Nu, în fine. Te-ai îndrăgostit de vreun cioban vreodată? Sincer. Nu. Sunt cei mai amărâți și e o meserie cumplită, de fapt, pe căldura asta, să mergi cu oile la păscut, de exemplu. Nu e ușor. Dar există? Da. Unchiul meu asta este cioban. Le place. E și proprietar și este și cioban. Se duce singur la munte, există o ordine clară, domnul Dinescu, adică primăvara oile urcă la munte. Și câte fete s-au îndrăgostit de unchiul tău până acum? Păi are și stră-stră nepot.
toți! Da. Bun, Doamne ajută, mulțumim, succes pentru proba următoare! În viață